Supermarketurile sunt ținte favorite de hoți. În urmă cu două zile, în jurul orelor 16, poliția Făgăraș a fost sesizată de angajații magazinului Kaufland cu privire la faptul că două persoane, una de sex femeiesc și una de sex bărbătesc, au sustras bunuri din cinta societății. Cele două persoane de 35, respectiv 36 de ani, din Șinca Veche, respectiv din Ohaba, au realizat un prejudiciu de aproximativ 200 de lei. Bunurile au fost recuperate și predate lucrătorilor magazinului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Făgăraș. Cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. De asemenea, pentru infracțiune de furt, un bărbat din Făgăraș de 35 de ani a fost reținut de polițiști în localitatea Gura Văii. Pe numele acestuia fusese emis în aceea zi, respectiv în 8 aprilie, un mandat de executare a pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost depus în arestul penitenciarului Codlea, unde își va ispăși pedepsa.